Evanghelia care s-a citit astăzi, de unde aflăm că Domnul Hristos încă o dată și-a arătat puterea sa dumnezeiască și s-a descoperit oamenilor ca Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu întrupat. Și în care ni se adresează nouă celor de peste veacuri. Pentru că tot ceea ce s-a scris în Sfintele Evanghelii și efectiv s-a întâmplat în istoria omenirii, este valabil până astăzi și până la sfârșitul veacurilor. Și ne privește și pe noi. Primul gând duhovnicesc este legat de apostrofarea Domnului Hristos adresată poporului ales, cei care adesea îl îmbulzeau. Ori de câte ori el se arăta și predica cuvântul Împărăției lui Dumnezeu, le vindeca bolnavii și îi pregătea efectiv pentru împlinirea în El însuși ceea ce s-a făgăduit din veci, și anume mântuirea întregului neam omenesc. Deci primul cuvânt este avertismentul: o neam necredincios și îndărătnic, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi. Peste ani, unul dintre autorii sfinți are să transforme acest cuvânt într-o rugăciune. N-am să o citesc pe toată, dar câteva fraze, totuși, ca să vedeți cât de actual este cuvântul Domnului Hristos față de poporul ales de acum 2000 de ani, pentru noi, care am devenit popor ales prin botez, și nu suntem departe de ceea ce au fost contemporanii lui. Suntem necredincioși sau avem puțină credință și mai ales suntem îndărătnici, foarte îndărătnici. Și această calitate, cu ghilimele de rigoare, îndărătnicia în ce ne privește pe noi românii, parcă ia amploare, devine genetică. Parcă românii devin din ce în ce mai îndărătnici. Pe lângă faptul că se vede și se aude și se dorește depărtarea de Dumnezeu, bineînțeles, de biserică și de slujitorii ei. Adică de a ajunge la o stare de necredință sau de puțină credință. Și iată ce ne spune Părintele Duhovnicesc, care a alcătuit o rugăciune și care se numește rugăciune pentru chemarea milei lui Dumnezeu la toată primejdia de obște și neputință. Căci am viețuit ca niște nevrednici de chemarea și de Evanghelia Hristosului tău, de Sfintele lui Patim și de micșorarea lui cea pentru noi, și ne-a făcut batjocură pentru iubitul tău fiu. Și preoții și poporul tău ne-am depărtat, toți ne-am abătut, împreună netrebnici ne-am făcut. Nu mai este cine să facă judecată și dreptate, nu este niciunul. Am închis îndurările tale și iubirea ta de oameni și îndurările milei Dumnezeului nostru, din cauza răutății noastre și a vicleșugului în care am viețuit. Tu ești bun, dar noi am făcut fără de lege. Tu ești îndelung răbdător, iar noi vrednici de pedeapsă. Știm bunătatea ta, deși suntem neînțelegători. Puțin am fost pedepsiți pentru cele ce am greșit. Înfricoșător ești tu și cine îți va sta ție împotrivă? Rugăciunea este mult mai amplă, dar miezul ei este ceea ce v-am rostit mai înainte și care seamănă cu ceea ce a rostit Domnul Hristos contemporanilor lui: o neam necredincios și îndărătnic, până când vă voi răbda pe voi, până când voi fi cu voi.
Deci, acest cuvânt evanghelic care s-a rostit astăzi în cadrul Sfintei Liturghii, ne privește, iubiți credincioși. Trebuie să ne răsune în urechi, în minte și în inimă, ecoul acestor cuvinte. Și să ne regăsim în cei necredincioși sau cu puțină credință și în cei îndărătnici. Și riscăm, așa cum am spus, să devenim un neam de îndărătnici, ceea ce Dumnezeu reclamă și nu-i place. Chiar dacă noi ne considerăm și suntem tot neamul creștinesc, nu doar cel românesc, tot neamul creștinesc ortodox, ne considerăm popor ales. Și al doilea gând duhovnicesc este următorul cuvânt al Domnului Hristos din Evanghelie. Imediat după acest avertisment se adresează tatălui, copilului care era îndrăcit, demonizat, care avea duh mut și surd. Dar nu numai lui, ci tuturor care erau de față. Pentru că se adresează la plural și spune, aduceți-l la mine, pe copil. Și iar mi se pare mie, și așa și este, ar trebui acest cuvânt, aduceți-l la mine, să ne-l închipim ca pe unul din Sfânta Liturghie pe care îl rostim adesea și îl cântăm la strană. Dinpreună cu preotul, căruia noi răspundem, credincioșii, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm și răspundem ție, Doamne. Când Domnul Hristos s-a adresat mulțimii și le-a zis, aduceți-l la mine, înseamnă că i-a chemat pe toți la El. Și ei toți să-l aducă pe cel care nu mai era în stare să vină. Pe cel care era posedat, care avea duh mut și surd. Cel pe care diavolul îl voia cu tot din adinsul mort, pentru că l-arunca și în foc și în apă, cum mărturisește un alt evanghelist care detaliază acest eveniment. Așadar, dragii mei, trebuie să aflăm din acest cuvânt că Domnul Hristos ne dorește și ne cheamă la El. Și ne cheamă pe noi toți care suntem în stare, așa netrebnici cum suntem, necredincioși și îndărătnici. Dar în același timp să îi aducem Domnului Hristos și pe cei care nu mai sunt în stare. Cât de greu îi aducem noi pe copiii la biserică, mai ales când ajung la adolescență. Și atunci când se cred tineri, mari și tari, nu ne mai ascultă, totuși și atunci trebuie să-i aducem la biserică. Uitați, Domnul Hristos ne spune astăzi, aduceți-i la mine. Nu o să putem a-i aduce fizic în curând, dar putem să-i aducem în rugăciunea noastră, să-i înfățișăm lui Dumnezeu cu inima noastră, pentru că nu poate o mamă să renunțe. Ea va purta pe fiii ei, mai ales în fața lui Dumnezeu, rugându-se o veșnicie pământească, cât este dat să trăiască pentru ei. Așadar, suntem în stare și suntem chemați de Domnul Hristos astăzi. Noi să venim la El, să ne întoarcem la El. Noi cu toții. Și în același timp să-i aducem și pe cei care nu mai sunt în stare, care nu mai vor, care au alte opțiuni. Și doar dacă îi aducem dincolo de faptul că nu-i putem aduce fizic, adică să-i aducem cu istoria vieții lor așa cum îi cunoaștem noi în fața Domnului Hristos, îi putem izbăvi de duhul muțeniei și a surzeniei, pentru că în ceea ce privește pe Dumnezeu, iată că tinerii se fac din ce în ce mai muți și mai surzi la glasul lui Dumnezeu, la vocea Evangheliei, respectiv la vocea Bisericii. Aceste două gânduri duhovnicești am vrut să vi le pun astăzi la suflet, cu prilejul întâlnirii noastre, reîntâlnirii noastre, față către față. Pentru că în Duh
În Duhul Domnului nostru și a bisericii noastre, noi ne întâlnim adesea și foarte des. Astăzi am venit să ne readucem aminte dacă îl vom putea uita vreodată, să ne readucem aminte pe fiul și fratele nostru, Tudor. Au trecut 6 luni și vom face din nou parastas la această răspândie. Este greu pentru familia lui, pentru părintele, pentru doamna preoteasă și pentru frații lui. Este greu pentru noi toți. Și dificil. Ori de câte ori ne întâlnim ochii cu părintele, ne ferim ca să nu ne vedem lăcrimând unul pe celălalt. Este greu să slujești o liturghie când El îți stăruie în minte și în inimă. Dar în același timp, este extraordinar să poți trăi atât de intens o persoană care ni se pare nouă că a plecat dintre noi, că o putem trăi mai intens decât am trăit-o atunci cât El era pe pământ. Așa se întâmplă acum cu Tudor. Parcă îl trăim mai intens, cu toate fibrele ființei noastre. Atunci treceam cu vederea, timpul trecea. Toate preocupările noastre ne făceau, nu neapărat să uităm, dar să avem priorități. Acum nu mai este așa. Se schimbă totul. Se schimbă prioritățile. Dacă am înțelege noi că această intensitate este adevărul lucrurilor în ceea ce ne privește pe noi unul pe altul și în ceea ce privește legătura noastră cu Dumnezeu. Așa ar trebui noi să trăim pe Dumnezeu, foarte intens. Și nu la întâmplare, și nu din când în când, ci să trăim la intensitate maximă pe Dumnezeu. Și să reușim ca acel cuvânt al preotului, secundat de dumneavoastră și inspirat din Evanghelia care s-a citit, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm, să se împlinească în răspunsul nostru, Ție, Doamne. De asemenea, ne-am străduit. N-am făcut noi prea mult și nici nu știu dacă puteam face mai mult. Dar dacă data trecută Tudor a făcut câte un dar membrilor familiei, astăzi s-a gândit să facă un dar și membrilor familiei și dumneavoastră tuturor, care, după parastas, veți primi câte o carte pe care el însuși a izvorât-o din ființa lui, cu minte curată, luminoasă, duhovnicească și, de ce nu, dumnezeiască. Nădăjduiesc din tot sufletul Părinte Ioan și Doamna Preoteasă și iubiți credincioși să fie astăzi o zi de mânghiere și, dacă se poate, și de bucurie duhovnicească. Și chiar să credem, dincolo de foarte multe întrebări la care nu găsim răspuns, că Dumnezeu, cel minunat, întru Sfinții Lui, a lucrat minunat în binecredinciosul său rob, Tudor. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului. Amin. Te-a cu Dioase, Părinte al Mării, te-a cu cernici părinți și frați, te-a cu Dioase Maici, iubiți credincioși, așa cum a anunțat și Părintele Exar, s-au împlinit 6 luni de când Tudor a plecat la Domnul. Astăzi ne-am adunat toți cei care l-am iubit și iubim, să facem îndătinatul parastas. Vreau să mulțumesc în primul rând Părintelui Dumitru pentru grija deosebită
pe care i-a purtat cu cât a fost în viață, dar și de-a precincoace, pe celor părinți diacon și celor părinți preoți care au slujit astăzi împreună cu noi, pe cuioselor maici de la Mănăstirea Mihai Botă, dumneavoastră tuturor celor care sunteți prezenți aici și ne-am rugat împreună pentru mântuirea sufletelor noastre, dar și a celor plecați dintre noi. Precuviose Părinte Arhimandrit, odată vreau să vă mulțumesc în mod deosebit numele meu personal și al familiei pentru efortul deosebit care l-ați făcut în acest scurt timp ca să scoateți acea carte în memoria lui Tudor. Ne considerăm deosebit de onorați pentru acest efort și dragostea dumneavoastră pe care ați purtat-o și ne-a purtat și nouă și vă mulțumim pentru prezența în mijlocul nostru și dorim să mai fiți prezent de multe ori în mijlocul nostru, dar și la bucurii ceea ce ne va da Dumnezeu. Iubiți credincioși, după ce vom face parastasul afară la mormânt, veți primi un dar fiecare dintre dumneavoastră, o carte despre viața lui Tudor și din partea noastră câte un cozonac. Deci vă rugăm să treceți pe la masa unde vor fi acestea și să le primiți ca pe un dar din partea noastră, din partea Părintelui, celor care l-au cunoscut și apreciat pe Tudor. Tot afară, la ieșire, se va împărți și anafura. Mâine este